Președintele Federației de K1 din Moldova, Dorin Damir, a anunțat că suporterii ar putea să aibă parte de o surpriză la următoarea gală, care este programată pentru septembrie. Este vorba despre un duel între luptătorii de calibru precum Cătălin Moroșanu, Errol Zimmerman sau Melvin Manhoef. O mulțime de stele care sunt gata să lupte la Chișinău. Mai mult ca precis că în septembrie vom avea parte de o luptă frumoasă a unuia din ei. La rândul său, Moroșanu a declarat că vrea să se bată la Chișinău. Același lucru își dorește și un alt luptător de K1 din România, Sebastian Ciobanu. Întotdeauna voi fi un showman și de fiecare dată nu vă voi dezamăgi. Nu veți vedea luptă, veți vedea război pe ring. Voi face un meci pe care publicul din Republica Moldova îl va savura. Vă garantez eu că o să fac un show total acolo. Pe viitor, cred că se va stabili și cred că foarte curând mă veți putea vedea evoluând aici în Chișinău. Șeful federației spune că deocamdată Moldova nu dispune de luptător de K1 care i-ar putea face față lui Moroșanu. În grei nu avem la moment un luptător care ar putea să iasă în ring cu împotriva lui Cătălin Moroșanu, Sebastian Ciobanu și altor stele de categorie mondială. Galele de K1 sunt organizate în capitală din 2009 câte 3 în fiecare an.